Și-a urmărit soția pe GPS și a descoperit că plecase la amant. Într-un moment de furie, tânărul s-a năpustit asupra victimei și l-a înjunghiat de mai multe ori. Conform Observator News, totul s-a întâmplat la Roma. Bărbatul de 35 de ani a vrut să facă pe detectivul și și-a urmărit soția cu ajutorul unei aplicații GPS. După ce a finalizat traseul, acesta a prins-o în timp ce se întâlnea cu amantul. Într-un moment de furie, tânărul s-a năpustit asupra victimei și l-a înjunghiat de mai multe ori. Țipetele soției au atras atenția vecinilor, care au dat imediat semnalul de alarmă și în același timp l-au distras pe atacator. Bărbatul de 40 de ani a ajuns de urgență la spital, unde a fost internat cu răni extrem de grave cauzate prin înjunghiere. Atacatorul a fost reținut de polițiștii din Flaminio, fiind acuzat de tentativă de omor. Pentru că în timpul atacului victima a încercat să se apere, atacatorul a fost și el rănit și internat la spital, unde se află sub supravegherea medicilor. După cum relatează presa străină, bărbatul bănuise de mult timp că soția sa a avut o relație extraconjugală și pentru că lucrurile dintre cei doi luaseră o întorsătură proastă, a decis să o urmărească. Așa a decis să instaleze un GPS în mașină ei, pentru a-i putea da mai repede de urmă, relatează Observator News.